Domnule Efrim, sunteți în fruntea Ministerului Justiției de circa 3 ani și jumătate. Sunteți mulțumit de rezultatele pe care ați reușit să le obțineți în această perioadă și care sunt ele? Rezultate avem mai multe. În primul rând am propus o viziune de transformare și modernizare a sistemului justiției pe termen mediu, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată în cei 23 de ani de independență a Republicii Moldova. Cu alte cuvinte, am propus să transformăm lucrurile nu haotic, nu sporadic, așa cum s-a întâmplat toată această perioadă până în 2011, dar sistemic, pornind de la probleme cu mecanismele pe care le avem și fiind sprijiniți plenar de către Uniunea Europeană în acest proces de transformare a justiției. Această viziune reflectată în strategia de reformare a justiției ne-a permis să obținem un suport bugetar de 60 de milioane de euro din partea Uniunii Europene, un sprijin fără precedent pentru o țară non-membră a Uniunii Europene din partea Uniunii Europene. Și cred că este unul din domeniile cel mai mult sprijinite de Uniunea Europeană în procesul de transformare. În același timp, suntem deja practic la mijlocul implementării acestei strategii. Observăm deja rezultate vizibile a politicilor noastre care sunt transpuse în viață, în diferite domenii, fie că ține de sistemul judecătoresc, fie că ține de domeniul anticorupție sau profesiile liberale sau alte domenii. Cu titlul de exemplu, avem deja judecători condamnați pentru fapte de corupție. Vă amintiți, de ani buni se vorbește despre faptul că justiția este un segment puternic afectat de corupție, însă până în prezent nu am avut niciun fel de condamnări. Iată că în rezultatul ridicării imunității pentru faptele de corupție au apărut și primele flagrante, au apărut și primele sentințe de condamnare a judecătorilor, deci în dinamică se observă foarte bine că lucrurile se schimbă. La fel, nu pot să nu scot în evidență faptul că sistemul judecătoresc în ultimii 3 ani a fost dotat corespunzător cu resursele necesare. Pentru că și subdotarea justiției cu finanțe, așa cum s-a întâmplat până în anul 2010-2011, a fost o formă subtilă de afectare a independenței sistemului justiției de către politic. Iată, din 2011 suntem într-un proces continuu de creștere a bugetelor pentru sistemul judecătoresc. Bugetul pentru anul 2013 a fost dublat comparativ cu bugetul pentru 2012, bugetul pentru 2014 este cu 10% mai mare decât bugetul pentru 2013 și suntem într-un continuu proces de majorare a bugetelor. Astea sunt doar câteva exemple din ceea ce pot eu să spun că sunt reușite și care ne bucură că ele se întâmplă. Dar cum am spus, cum am menționat, suntem la mijloc de implementarea strategiei. Nu trebuie să ne grăbim să spunem că rezultatele sunt bune sau sunt proaste. Urmează să continuăm să implementăm planul de acțiuni care îl avem până anul 2016 și să intervenim acolo unde lucrurile nu merg. Ce aveți să vă reproșați? Eu cred că fiecare om care face ceva, la un moment poate să își zică că anumite lucruri le-ar fi făcut altfel. Eu nu sunt un om al regretelor. Eu obișnuiesc să învăț din ceea ce fac și ceea ce nu merge în primul rând și dacă ceva nu a mers, atunci mă strădui să data viitoare fie să nu repet această greșeală, fie să o încerc să o repar. Dacă vă referiți la ce putea să meargă altfel în această perioadă, sigur, dacă ar fi fost posibil, aș fi vrut ca reforma procuraturii să meargă în paralel cu transformările din sistemul judecătoresc. Trebuie să recunoaștem și acest lucru este și am zis-o public în repetate rânduri, sistemul judecătoresc, transformările în sistemul judecătoresc au mers mult prea departe încât procuratura în forma în care este astăzi să mai reușească să facă față. Dacă ar fi fost altă conjunctură în 2011, eram să insist ca lucrurile sau transformările să meargă în paralel în procuratură și în sistemul judecătoresc. După alegeri, ați putea să fiți sau să nu mai fiți ministru? Vă doriți să continuați? Dacă da, de ce? Pot să vă dau două răspunsuri la această întrebare. Dintr-un anumit punct de vedere, este important să continuăm
după alegeri implementarea acestei strategii până anul 2016, pentru că în felul ăsta putem să obținem rezultatele pe care ni le-am propus. După mine nu contează voi fi eu sau altcineva, este important să continuăm implementarea strategiei, care de altfel a fost votată unanim în Parlament, este unul din puținele legi în această legislatură, care a fost votată și cu voturile opoziției, și aceasta îmi oferă o anumită încredere că, indiferent cine va veni la Ministerul Justiției, va continua să implementeze strategia. Din punct de vedere personal, să nu crezi că este ușor să administrez un atare domeniu, mai ales în timpurile noastre, așa că personal nu știu dacă este jobul cel mai dorit în viața unui om, dar din punct de vedere profesionist, dacă mi se va face o astfel de propunere în continuare să fiu în fruntea Ministerului, sigur că o voi accepta cu plăcere pentru a duce la capăt ceea ce am început în 2011. Ați discutat acest subiect cu liderul dumneavoastră de partid, Vlad Filat? Eu am întreagă încredere din partea partidului. Aceasta a putut să fie urmărit atât timp cât domnul Filat a fost prim-ministru în guvernul în care am avut onoarea să fac parte și la fel am avut în continuare sprijinul actualului prim-ministru Leancă și a întregului partid în tot ce ne-am propus să fac la Ministerul Justiției. Eu, practic, nu am avut legi care să nu pot să le promovezi în Parlament, unele mai ușor, unele mai complicat, dar ele toate au fost, într-o formă sau alta, până la urmă, votate. Astfel încât voința politică necesară pentru implementarea strategiei de reformă în justiție, ea undeva a fost stimulată de noi, undeva determinată, dar în mare parte am avut tot sprijinul necesar, în mod special din partea echipei din care fac parte. De ce Oleg Efrim nu este pe lista electorală a PLD? Este o întrebare bună și foarte frecvent în care trebuie să răspund în ultimele zile. Eu cred că justiția este un domeniu în care urmează să fiu în conexiune cu ceea ce se întâmplă până în ultim moment. Nu este târziu încă să apar pe această listă și dacă toți miniștrii ar fi pe liste, nu prea ar avea cine să continue să administreze domeniul. Nu este scopul în sine să fii pe liste. Lista conține 101 nume plus 2 supleanți. Partidul Liberal Democrat de Moldova are foarte multe personalități și nume care pot să facă față în Parlament, nu neapărat ministrul Efrim să fie pe această listă. Dacă nu o să mai fiți ministru al justiției, unde vă vedeți după 30 noiembrie? Eu vreau să vă amintesc că ministru eu sunt din anul 2011, în Ministerul Justiției sunt din 2009, am fost aproape 2 ani în funcție de ministru adjunct, dar viața mea a existat și până a veni în guvern și până la minister, eu am fost lector universitar, am fost avocat, și sunt sigur că voi reveni mai devreme sau mai târziu la facultate să predau disciplina care foarte mult îmi place și cu siguranță voi reveni în avocatură atunci când va fi timp. V-ați gândit vreodată să vă continuați cariera peste hotare? Nu am fost niciodată tentat să plec din Republica Moldova. Am în vedere să merg să trăiesc în altă țară decât țara noastră. Îmi place să merg să-mi petrec vacanțele la mare sau la munte în afară, dar nici de acum nu mă văd în altă țară să trăiesc. Astfel încât răspunsul la întrebarea noastră este nu. La ce etapă se află reforma din domeniul justiției? Reformele în domeniul justiției nu au încetat și niciodată nu se vor termina. Pentru că întotdeauna vor exista probleme la care urmează să facem față. Eu pot să vă spun că noi suntem la jumătatea termenului și la jumătatea numărului de acțiuni pe care le avem de implementat pentru a realiza strategia de reformare a justiției. După aceasta, noi ne așteptăm ca problemele majore care au fost identificate atunci când am scris strategia de reformare în sectorul justiției să dispară. Deci noi nu mai avem acele probleme sistemice cu care ne-am întâlnit, cetățeanul, să avem un nivel
acceptabil de încrederea cetățenilor în justiție și de altfel vreau să vă spun că în ultimul an, în decurs de un an, politicile noastre dau roade nu doar în viziunea noastră aici la Ministerul Justiției, dar aceasta se reflectă și în percepția publică, în barometrul de opinie publică atestăm o creștere cu 9% încrederii în justiție, ceea ce este un rezultat nu rău după noi. Avem multe încă de făcut, este important că lucrurile se schimbă și lucrurile se schimbă mult mai rapid decât oamenii simt asta și mult mai rapid decât anumite categorii de oameni recunosc că asta se întâmplă. De ce domeniul pe care îl administrați este considerat unul drept corupt? Eu cred că corupția este o problemă pentru întreaga noastră societate, că de altfel nu doar în Republica Moldova, dar și multe țări din regiune, dar și multe țări care fac parte chiar din Uniunea Europeană. Este suficient să observați rapoartele pe combaterea corupției și pe daunele aduse de corupție în Uniunea Europeană și să vedeți că acolo se vorbesc de miliarde de euro daune aduse din corupție. Domeniul justiției nu este mai corupt sau mai puțin corupt decât alte domenii din țara noastră, doar că el este în vizorul special al mass media. Aici, în mod special, se aduc în evidență cazurile de ochiate, care sunt în multe domenii la noi, din păcate, se vorbește fie doar de rău, fie nu se menționează. Justiția este un domeniu în care nu există indicatori exacti de performanță, așa cum îmi place mie să spun ca la drumuri. Dacă ai reparat un drum, atunci cu siguranță vezi diferența dintre un drum prost și un drum bun. În justiție, cineva pe un proces de judecată de fiecare dată pierde, deci deja avem motive pentru cel puțin 50% din persoanele care ajung într-un proces judecătoresc să fie nemulțumit, fie că pe bună dreptate, fie că nu, dar el este nemulțumit că nu a avut câștig de cauză. Și este un domeniu complex, este un domeniu complicat. Dar, sigur, asta, ceea ce vă spun eu, nu înseamnă că nu există corupție în justiție. Și cazurile cu flagrantele și cu judecătorii care au fost condamnați deja atestă acest fapt. La fel, hotărâri judecătorești în care vizibil este clar că ele sunt contrare spiritului dreptății. Nu vorbesc de lege și nu vorbesc de că este necesar să fii specialist pentru ca să înțelegi că această hotărâre de judecată este una strâmbă. Toate astea nu fac să contribuie la sporirea încrederii în justiție. Din aceste considerente, cred că oamenii percep justiția ca un domeniu corupt. Are șanse vreodată ca Republica Moldova să aibă o justiție corectă? Nu doar că are șanse. Republica Moldova va avea o justiție corectă și o justiție echitabilă, așa cum o merită cetățenii din țara noastră, de altfel cum și merită să aibă o economie dezvoltată, siguranța cetățenilor, drumuri bune și așa mai departe. Și toate acestea se vor întâmpla. Noi suntem în proces să realizăm acest lucru. Este important să continuăm cursul nostru. Lucrurile care au fost construite strâmb 20 de ani nu pot fi puse peste noapte la locul lor, pe picioare, dar este important că noi suntem pe calea cea dreaptă, că noi deja simțim anumite rezultate, este important să ne continuăm cursul, să mergem înainte pentru a obține transformările pe care le dorim. Lucrurile se schimbă, cum am menționat, mult mai rapid decât noi percepem sau cât încercăm să recunoaștem că asta se întâmplă. Și așa cum câțiva ani în urmă nu ne venea a crede că vom avea drumuri europene, iată astăzi mergem pe unele drumuri care sunt la fel sau mai bune decât în Europa. La fel cum nimeni nu admitea că noi vreodată vom călători doar în baza pașaportului nostru albastru în Europa, fără a avea nevoie de vize, iată, deja de ceva timp noi asta facem și ne-am obișnuit deja cu acest lucru. Nimeni nu credea vreodată că noi vom deveni țară asociat cu Uniunea Europeană, iată, asta s-a întâmplat. La fel se vor întâmpla și toate celelalte despre care mă întrebați. Ați spus anterior că ridicarea salariilor judecătorilor este un pas bun.
Credeți că astfel ei vor fi mai puțin corupți sau poate vor vrea să câștige mai mult? Acest subiect a fost în trend, cred că ultimii 2 ani de zile. Întotdeauna când m-am referit la majorarea salariilor judecătorilor, am zis că nu trebuie privit ca o măsură separată anticorupție. Și aici am să vă amintesc că majorarea salariilor a fost făcută în paralel cu înăsprirea drastică a măsurilor anticorupție și ridicarea responsabilității judecătorilor în sistemul judecătoresc. Da, nu este o măsură populară. Nu, de ce nu? Pentru că, sigur, atunci când majorezi salariile doar la o anumită categorie, toți ceilalți se revoltă. Dar este o măsură absolut necesară. Am zis-o și am să insist în continuare pe acest lucru. Este o măsură necesară pentru că un guvern responsabil adoptă nu decizii populiste, el adoptă acele decizii care sunt necesare. Și dacă judecătorul va emite decizii exclusiv corecte, într-o perioadă foarte scurtă de timp, noi vom avea suficienți bani în buget pentru a majora salariile la toate celelalte categorii de bugetari. Profesori, medici și toți ceilalți funcționari și toți ceilalți care muncesc pentru stat. Pentru că judecătorul este acea persoană de care în ultima instanță depinde totul. Și o pretins faptă de corupție ajunge la judecător și concedierea unei persoane și litigiile economice și climatul investițional și tot depinde de justiție. Și dacă justiția va funcționa corect, credeți-mă că vom avea suficienți bani pentru a rezolva problemele în țara noastră. Uniunea Europeană a tăiat un pic din cea de-a doua tranșă oferită Republicii Moldova în cadrul programului Sprijin pentru Reformele în domeniul justiției. Care este motivul? Anterior, șeful delegației UE, Pirca Tabiola, spunea că este din cauza cel puțin a reformei procuraturii. Dumneavoastră, ce spuneți? Este adevărat și eu mă bucur că am ajuns să discutăm și acest lucru, să diluăm puțin acest mit că Uniunea Europeană pur și simplu ne aduce niște bani așa pentru ochi frumoși în țara noastră și sprijină indiferent de ce facem noi actuala guvernare. Este o dovadă foarte clară că Uniunea Europeană ne sprijină plenar, dar așteaptă rezultate în ceea ce noi facem. După mine nu este un rezultat rău, pentru că s-au apreciat rezultatele din anul 2013. Vă amintiți, am avut o criză profundă politică în acel an, undeva jumătate de an. Noi nu am fost capabili să adoptăm decizii din cauza că nu am avut guvern, am fost în criză. În pofida acestui fapt, noi cu instituțiile responsabile de implementarea strategiei, care sunt peste 20 la număr, am reușit să atingem peste 88% din obiectivele trasate împreună cu Comisia Europeană, ceea ce este un rezultat nu rău. Sigur, se putea mai bine. Mai bine era să fie 100% și integral 15 milioane de euro intrați în cont. În felul ăsta noi am primit doar 13,2 milioane de euro, minus 1,8 milioane de euro, în care principala cauză a fost neatingerea obiectivelor pe reforma procuraturii, într-adevăr. Pentru că în cadrul memorandumului de înțelegere cu Uniunea Europeană, noi am avut să avansăm în reforma procuraturii, legile trebuiau să fie examinate de Parlament, legile cu privire la reforma procuraturii. Parlamentul, deși a declarat că va fi o prioritate, nu a reușit să facă acest lucru în perioada cât a fost făcută evaluarea. Eu oricum privesc optimist în viitor. Acest subiect, legile cu privire la reformarea procuraturii, care în proporție de mai mult de 90% sunt gata deja, se găsesc de mult timp în Parlament, sunt sigur că vor fi puse pe agenda următorului Parlament chiar de la începutul sesiunii. Dar totuși trăgânează. Poate sunt unele interese? Vedeți că din 1995 Consiliul Europei de fiecare dată ne-a invocat că unul din principalele motive de ce suntem sub monitorizarea Consiliului Europei este nereformarea procuraturii. Chiar dacă din 95 încoace au fost făcute mai multe tentative de a reforma procuratura. Sigur, această politicul încearcă să-și păstreze influența asupra procuraturii. Dezbaterile în Parlament au fost foarte lungi asupra concepției de reformare a procuraturii, dar vedeți că este posibil totuși. Până la urmă, această concepție care conține liniile directorii
unde trebuie să reformăm sau cum trebuie să reformăm procuratura, a fost votată. Ea este lege deja. Deci, cu alte cuvinte, aceasta este obligatoriu pentru următorul parlament, următorul guvern să facă acest lucru, ceea ce este scris în concepția de reformare a procuraturii. Iar în concepție, noi ne-am îngrijit să fie scris exact tot ceea ce am avut de-a lungul anilor recomandări din partea Consiliului Europei, prin mod special prin Comisia de la Veneția. Probleme sunt câteva. Deci, model după care funcționează procuratura, iar sunt câteva. Ceea ce este important ca să excludem politicul din influența asupra procurorilor și să le asigurăm procurorilor o independență funcțională. Deci, ca tot ceea ce fac procurorii, la fel ca și judecătorii, să fie bazat exclusiv pe lege, nu pe subordonare și nu pe alte posibile influențe. Astfel încât, mai devreme sau mai târziu, aceasta se va întâmpla. Cum noi colaborează judecătorii, procurorii, avocații între ei? Întâmpină dificultăți sau poate depinde de caz dacă sunt implicate anumite persoane influente? Sau... Vedeți, dacă să luăm pe rând, judecătorii reprezintă sau sunt exponenții unei puteri separate. Ei funcționează după reguli, unele reguli deosebite decât funcționează puterea legislativă sau puterea executivă. Ei sunt fiind independenți, în primul rând înseamnă că sunt independenți față de aceste două puteri, dar și sunt independenți de oricare, sau trebuie să fie independenți de oricare altă eventuală influență asupra lor. Unica influență și unica ce se admite în activitatea unui judecător este să fie subordonat legii. Din păcate, o lungă perioadă de timp, unii exponenți ai puterii judecătorești și-au înțeles independența ca ceva absolut, inclusiv să fie independenți față de lege și să nu le se întâmple nimic atunci când încălcau legea. Lucrurile se schimbă, cum am menționat, chiar dacă după ce le-am majorat salariile în primele 3 luni ale acestui an, aproape 50 de judecători s-au concediat din sistem și au plecat, aceasta tot denotă că lucrurile se schimbă. Ceea ce trebuie să fie și să ținem cont, să fie important și să ținem cont, este că puterile nu doar că sunt independente una de alta, dar în procesul de activitate încă și colaborează. Atât legislativul, cât și executivul, cât și puterea judecătorească, în afara faptului că se verifică reciproc, ele trebuie și să colaboreze, ele au scop comun, ele împreună reprezintă statul în calitate de putere. În ceea ce ține de colaborarea judecătorilor cu procurorii și cu avocații, eu mi-aș dori ca aceste colaborări lor să se reducă doar la cadrul procesual, care îl prevede legea procedural penală sau cea procesual civilă și relațiile lor se termine la ce se întâmplă în sala de judecată și nu la altfel de colaborări de care mai auzim din când în când în presă. Referitor la cetățenii din stânga Nistrului, ei apelează la justiția noastră, au acces? Cetățenii din stânga Nistrului sunt cetățenii Republicii Moldova, astfel încât ei sigur că beneficiază de întreg sistemul de garanții în justiție, așa cum beneficiază toți cetățenii de pe malul drept al Nistrului. E altceva că deseori cetățenii din stânga Nistrului nu li se poate oferi o asistență corespunzătoare și noi, chiar dacă adoptăm hotărâri judecătorești, nu putem să le punem în funcțiune sau nu pot fi executate pe teritoriul din stânga Nistrului, deoarece Republica Moldova nu are un control efectiv asupra acestei părți a teritoriului. Și aici guvernul își folosește întregul mecanism și instrumentarul pe care îl are la dispoziție prin mecanismul de soluționare a acestui litigiu, prin sistemul în care se asigură comunicarea cu partenerii noștri care participă la soluționarea diferendumului transnistrian, ca să putem să discutăm fiecare caz când se încalcă drepturile cetățenilor noștri din dreapta sau din stânga Nistrului de către autoritățile nerecunoscute. În ce relație sunteți noastră cu noul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu?
Nu cred că am o relație specială cu domnul președinte Micu. L-am cunoscut pe timpurile când dânsul era președinte a judecătoriei Rășcani a municipiului Chișinău. Dacă nu greșesc, nu știu, cel cu siguranță era judecător atunci. În calitate de avocat am participat în ședințe conduse de dumnealui. Și după aia ne-am văzut deja în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii după ce a fost ales. Sunteți mulțumit de activitatea Consiliului Superior al Magistraturii? Și aici, ca și în alte domenii sau ca și în alte aspecte ce țin de funcționarea justiției, nu știu dacă pot să fii mulțumit completamente, dar nu pot să nu scot în evidență diferența dintre ce era în anul 2011 și cum s-a schimbat Consiliul Superior al Magistraturii în anul 2014, spre exemplu. Lucrurile stau mult diferit sub conducerea actualului președinte a CSM decât a fost cu precedenta conducere. Noi am ajuns în situația în care când vorbim despre ridicarea imunității judecătorilor să fie susținut demersul procurorului general de majoritatea judecătorilor din Consiliul Superior al Magistraturii și să nu fie susținut de reprezentanții societății civile care să voteze împotriva ridicării imunității. Deci, vă spun cu siguranță, lucrurile se schimbă și urmează să insistăm în continuare. Activitatea CSM a devenit mult mai transparentă, este și grație faptului că am făcut schimbări legislative necesare, spre exemplu, votul în Consiliul Superior al Magistraturii este exclusiv deschis, nu se mai votează secret cum era anterior, dar și oamenii din CSM, actuala componență, își înțeleg rostul puțin diferit de cei care erau anterior și reacționează diferit la sesizările din partea cetățenilor. Dumneavoastră, câtă încredere aveți în justiția moldovenească? Ar fi culmea să spun că eu nu am încredere în justiția Republicii Moldova. Eu sunt unul din oamenii care contactează zilnic cu exponenții justiției și vreau să vă spun că iarăși am să insist că lucrurile se schimbă. Eu am semnale nu doar din partea judecătorilor, eu am semnale din partea avocaților, eu comunic cu oameni care zilnic apar în instanță și în care spun că lucrurile care erau posibile ceva timp în urmă astăzi nu se mai întâmplă. În același timp nu sunt un naiv să spun că lucrurile s-au schimbat 100% și eu am încredere 100% în justiție. Dar eu am încredere în justiția Republicii Moldova, eu am încredere în oamenii buni din sistemul judecătoresc. Acești oameni profesioniști sunt mulți în sistem, la fel cum sunt și oameni care nu merită să se regăsească în sistemul judecătoresc. Eu sunt bucuros că acest lucru este cunoscut și de cei care reprezintă autoritatea de autoadministrare judecătorească, este cunoscut și de judecătorii din sistem și este întrebarea de timp, când vom scăpa de toți cei care nu merită. Dar că aceasta se va întâmpla, sunt sigur.